La mers în seara asta. Păi, am pierdut, da? E un meci de cupă, altfel decât un meci de campionat. E un meci de cupă în care la sfârșitul jocului stabilește o echipă care câștigă. Astăzi a fost Dinamo. Am jucat puțin mai slab ca în alte dăți, dar cred că și vremea și starea terenului, dar fără, n-are rost să ne căutăm scuză. Am fost mai puțin reactivi, am încercat să avem posesie chiar și pe linia de apărare și am făcut de multe ori niște greșeli, încercând să jucăm dintr-o singură atingere, pentru că cele mai multe ocazii al lui Dinamo în prima repriză au fost pe greșeli, ba pas înapoi dintr-o atingere fără minge controlată pe terenul acesta și ne-a pus în pericol. Și era să primim gol. Pe urmă, repriza a doua, zic, a fost destul de echilibrată până la acel moment în care am primit golul 2. Dar tot pe o greșeală în lanța apărării. Și ce să zicem? Ne recunoaștem învinși. După atâtea victorii trebuia. Ne gândeam că va veni și acest duș rece, dar încercam să-l împingem cât mai departe. A venit în cupă, trebuie să ne adunăm, părăsim o competiție, eu zic cu fruntea sus, pentru că a fost un meci destul de agreabil pentru oamenii care au venit la stadion, pentru că și asta e important, că vine lumea chiar și la temperaturile acestea. Am văzut că în cupă chiar au venit, au fost și la Mioveni, mulți oameni și la Oradea și la Media și e îmbucurător. Aș dori și luni la meciul cu Astra să avem suporterii de partea noastră, pentru că este un meci important pentru obiectivul pe care ni l-am propus noi și jucăm cu o echipă foarte bună a campionatului, o echipă care, vedeți, s-a reactivat după victoria cu Steaua, o echipă care e calificată în primăvara europeană și campioana țării. Deci ne așteaptă un meci foarte, foarte greu. Dinamo Bradeș a luat revanșa. Îi felicităm, și-au luat revanșa în cupă, în campionat. Am făcut egal acolo și am bătut 4-0, deci nu putem vorbi de campionat. Poate dacă ne mai întâlnim în play-off, alea sunt revanșele. Aici, în cupă, e o competiție. Cheo. Despre arbitraj? Mă abțin, am vorbit deja prea mult și mai bine tac. Alte întrebări? Am vorbit afară și e bine. Nu, dacă și jucătorii se plâng de arbitraj, nu pot eu să le dau apă la moară, pentru că nu arbitrajul a influențat această partidă. E altceva. Pot să nu fiu mulțumit de o manieră pentru că de arbitraj, dar nu au fost greșeli care să influențeze și nu trebuie să ne găsim scuze în arbitraj. Nu, astăzi am făcut un joc mai slab decât adversarul nostru și am pierdut. Trebuie să vedem unde am greșit, să nu mai repetăm aceste greșeli și să încercăm să ne continuăm parcursul bun în campionat. Mulțumesc.